Primăria Hunedoara are șanse mari să obțină finanțare pentru modernizarea șoselei Deva Hunedoara pe tronsonul de la intrarea în Hunedoara. Porțiunea de drum a fost inclusă într-un proiect de modernizare pe fonduri de la Uniunea Europeană, aflat din anul 2009 pe lista de rezervă a primăriei. Recent, Agenția de Dezvoltare Regională a anunțat administrația locală din Hunedoara că mai poate obține finanțare pentru investiție. Este un proiect depus la Ministerul Dezvoltării încă din 2009. El va intra la finanțare până la sfârșitul acestui an, în așa fel încât să putem demara procedurile pentru începerea licitației. Vor fi reabilitați 2,3 km de drum la intrarea în municipiul Hunedoara, intrare cu 4 benzi. Proiectul nu include, din păcate, și podurile, drept pentru care împreună cu Consiliul Județean am decis să facem un alt proiect cu finanțare europeană care să includă construirea a noi 3 poduri, în așa fel încât și intrarea și ieșirea din oraș să se poată face pe 4 benzi. Lucrările vor demara în primăvara anului viitor, iar valoarea investiției este estimată la 2,7 milioane de euro. Contribuția de la bugetul local al Hunedoarei va fi de 2% din cheltuieli. Șoseaua Deva-Hunedoara-Călan este de asemenea inclusă în proiectul Consiliului Județean Hunedoara, care prevede modernizarea carosabilului, realizarea 5 sensuri giratorii și a 4 pasarele de trecere.